Da, bună ziua, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sport Club. Ca în fiecare luni încercăm să dezbatem cele mai actuale probleme ale sportului buzoian și numai, chiar dacă spun unii sportul ar camitat în vacanță, într-adevăr, marile competiții s-au încheiat. Din păcate, echipele românești trebuie să înceapă de foarte, 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 foarte devreme sezoanele, fiind obligate să treacă de tururile preliminare ale cupelor europene. Întâi însă avem o problemă legată de centrul de excelență de la Buzău, centru care trebuia să se înființeze, a fost votată această înființare undeva în luna mai de către Consiliul Local, însă iată, noi edili, noi aleși încep să-și ridice ceva probleme cu privire la utilitatea, ba mai mult la fezabilitatea acestui proiect demarat într-un parteneriat tripartit, ca să zicem așa, Consiliul Local, cel județean și Onor, Federația Română de Fotbal. În studioul nostru am invitat pe colegul meu Sorin Pete de la redacția Sport și pe fostul mijlocaș al Gloriei, actualmente antrenor tocmai în această ramură juvenilă, Romeo Stan. Romic, Sorin, vă mulțumesc că ați dat curs invitației într-o zi de luni în care lumea preferă să stea așa la o terasă sau să meargă la un antrenament, cum e cazul lui Romeo. Ce se întâmplă până la urmă? Iată, un proiect în luna mai salutat de mai toată lumea, acum blamat de unii dintre consilierii, locali. Lăsăm pe Romică, musafirul nostru, să spună ce presupune în primul rând un centru de performanță. Da, bună ziua, în primul rând. Ce să presupună? Eu, din câte știu, federația o să vină cu tot ce înseamnă infrastructură, plus cheltuieli ale antrenorilor și ale meciurilor disputate de această grupă. Este vorba de grupa 2001, copii născuți după 1 ianuarie 2001, din care fac parte, din selecția făcută de către antrenorii federali, fac parte și 4 buzoieni de la noi, de la LPS. Mai multe, din câte știu, ce înseamnă hrană și cazare vor fi suportate de către autoritățile locale. În rest, toate celelalte cheltuieli vor fi suportate de federații. Din câte știu eu, 250.000 de euro pe an. 250.000 de euro, de exemplu, să treci pe Sorin, 250.000 de euro, banii care în primul ar presupune modernizarea actualei baze a terenului de la Lapte, teren care fie vorba între noi, cel puțin de că sunt eu în presă, sunt promisiuni de vreo 7-8 ani că se tot modernizează. Ce presupune modernizarea asta, Sorin? Modernizarea presupune stadionul de iarbă va fi sintetic și pista de atletism. Plus vestiarele care sunt în momentul de față, dar cred că sunt dezafectate, nu știu dacă mai e ceva acolo, se vor reface și vestiarele. Foarte mulți buzoieni au ridicat imediat după vestea din mai, au ridicat problema și chiar am discutat pe această temă, problema liberului acces a marelui, a publicului larg către pistele de atletism, acolo unde cei cu kilograme în plus, dar și iubitorii de sport obișnuiesc să mai dea câteva ture. Accesul lor, din câte știți voi, va fi îngrădit acolo? Niciodată. Accesul publicului rămâne la fel. Toată lumea poate să ducă să facă un antrenament, să alerge, să se joace. Doar că cred că în timpul de dimineață până la ora 3-4, când echipele de juniori vor face antrenament, atunci echipele de la liceu, program sportiv, de atletism, de fotbal, de ce mai au ele acolo, vor face antrenament, atunci cred că cei care vor să alerge, poate să alerge pe margine. Normal, cred că nu îngrădește pe nimeni să-și desfășoare sau nu împiedică desfășurarea antrenamentului un om care aleargă în condiții civilizate pe marginea terenului. Și în condiții de civilizate mă refer la o pistă de tartan, bănuiesc, nu în praful care e acum. Nu mai e zgură, e praf. Da. Noi știm și să nu creadă lumea acum că noi facem muncă de prozelitism. Corect, în favoarea acestei baze. Doar dorim să stabilim, în primul rând, Romică, tu vii din interiorul fenomenului, care ar fi aportul liceului cu program sportiv de la noi din Buzău, în afară de cazare și probabil... Cazarea și masa va fi... Se va ține cazarea și masa la liceul sportiv. Am realizat, nu eu, directorul Cătălin Cighir a realizat finalizarea modernizării unei părți a internatului, condiții de hotel, să zic eu, 3 stele, adică 2 în cameră, baie proprie, televizor, internet,
saună, un mic bazin. Condiții deci... care oricum ar fi fost, ar fi trebuit pentru un liceu cu program sportiv, pentru că sunt sigur... Și cei care stau, care sunt cazați la, să știți, la liceul sportiv, care vin să învețe, și grupele noastre de copii, deci copiii care vin de la țară, au condiții foarte bune. Numai că stau patru în cameră, în rest, aceleași condiții. Cu baie, televizor, în cameră, deci nu... Numai că e puțin mai modernizat partea aceasta de hotel. Nu o să fie ocupat în 100% de către centru de excelență, o să fie ocupat decât 30 de locuri. Sunt, înseamnă două etaje din deci, patru. Deci, practic, o să fie o clasă, o clasă, o clasă specială. Clasa de noua deja este aprobată de Ministerul Învățământului. De câte se pare, eu aș fi dirigintele. Concomitent, asta înseamnă să fiu prezent și la antrenamentele centrului de excelență, nu știu cine va fi antrenor principal. Am niște zvonuri, dar nu pot să le confirm. Este pus de la București. Dar vreau să revin la... Să știți că nu e bătut în cuie dacă nu se realizează la lapte, să nu mai... Se găsesc posibilități. Se poate antrena centrul și pe metalul. Se poate antrena și pe gloria, să zic așa. Orice teren care merită acum și asigură condițiile desfășurării unui antrenament. Adică spui tu, costurile n-ar fi foarte, n-ar fi foarte mari, costurile de întreținere a unei clase de 30 de inși. Nu știu. Da, eu spun că na, la 30 de copii să 300 de milioane pe lună. Hai din să câte vedem. Știu eu, nu știu să vă spun exact. Nu hai vreau să intru în detalii, da. Adică nici detaliile nu pricep. Financiare, da. Nici noi nu ne pricepem la detalii financiare. Hai să vedem ce au avut de spus onor consilierii în ședința de vineri. La nivelul municipiului Buzău există o documentație, un proiect tehnic și o autorizație de construire, sigur, la indicatorii tehnico-economici în vremea 2007, prin care s-a reabilitat stadionul de atletism, omologat la Federația Internațională de Atletism, cu soluțiile și cu dotările necesare pentru a funcționa acest obiectiv. Acum, prin această asociere și prin fondurile care dorește Federația Română de Fotbal să le acorde vorba de 250.000 de euro, am înțeles, 250.000 de euro în condiții în care stadionul de atletism la vremea respectivă, ca estimare din punct de vedere al proiectantului, ar fi la vreo 5 milioane, 6 milioane de euro. Nu cred că cu 250.000 de euro există o finalitate a acestui risc. Vis-a-vis de această asociere, și nu fac altceva de să transmit întrebările dumneavoastră, întrebări la care, dacă se poate da un răspuns acum bine, dacă nu, ulterior, pasul, îl așteptăm, e dorința dumneavoastră și nu fac altceva decât să transmit punctul de vedere. În primul rând au spus, au întrebat care este contribuția FRF și destinația banilor pe teren sau cu funcționarea centrului. Concomitent, care este contribuția anuală a primăriei la funcționarea acestui centru. De asemenea, ce se întâmplă cu centrul de copii și junior la Gloria, este inițiat, este asimilat. Așa, ce teren sau ce terenuri vor fi destinate centrului? Cine suportă cheltuielile de întreținere a terenului și care este valoarea estimată a acestora, care s-a avut în vedere așa ceva? În legătură cu cei care termină junioratul și sunt transferați la echipe de senior, bineînțeles, se vor lua niște bani, este normal. Primăria ia bani din acest transfer. Au mai încercat prin alte orașe, n-au ținut. Și au venit la Buzău, că omul e din Buzău. Iar acel proiect, după, și după părerea mea, este o mare greșeală, pentru că cei care au aprobat acel proiect de hotărâre ori au avut interese de cei care au venit cu el aici la Buzău și domnul Ion Viorel mi se pare că știe ceva. Și atunci, ori chiar noi nu știm ce votăm în Consiliul Local, discutăm și cei care sunt majoritari și au fost și în consiliile anterioare, mă mir eu cum ne privesc pe cei care de regulă, în an la rând, au tot ridicat probleme care se, astăzi domnul primar ne le spune pe față, mă mir eu cum acum nu spun domnilor, s-a greșit, asta e situația, am greșit și ședința de Consiliul anterior. Da, cam asta a fost discuția purtată în cadrul Consiliului Local Municipal de vineri. Am văzut domnul Barbu, era foarte vehement așa. Până la urmă,
Trebuie să le acceptăm punctul de vedere și să le dăm dreptate. Poate unii au se întreabă care ar fi aportul, dar și beneficiile municipalității în această afacere. O întrebare foarte bine ridicată și de domnul Ion Marin, ce se mai întâmplă cu centrul de juniori de la Gloria, chiar unde se duc copiii acum? Bine, școli de fotbal sunt multe. Ce se întâmplă cu centrul de la Gloria, centrul de copii și juniori mic? Deci, în primul rând, se va aștepta decizia federației, să vedem. Eu, din câte știu, s-a decis, adică Gloria nu s-a mai înscris în nicio ligă. Acum se așteaptă data de 20 și nu știu cât septembrie, când se va da sau nu falimentul Gloriei. Da, o decizie care trebuie să vină de la Curtea de Apel Ploiești, undeva la sfârșitul septembrie. Până atunci este în aer toată activitatea. Din ce informații am eu, copiii, dacă se va desfința clubul, de fapt nu sunt informații, este ceva real, dacă clubul se va desfința, copiii vor deveni liberi, pentru că aparținând unui club care nu mai există, copiii sunt liberi și poate să plece oriunde vor ei. Cei mari, după 16 ani, nu au altă posibilitate decât să joace în continuare Republicani, aici, pe plan local, numai la LPS. Numai noi suntem înscriși în campionatul Republican. Sau la Râmnicu Sărat, nu știu ce grupă o să mai înscrie domnul Cârjan acolo, știu sigur că o să înscrie și dânsul o grupă la Republicani. Deci, poate chiar două. În contextul ăsta al falimentului Gloriei intervine și o penurie a echipelor, pentru că junior fiind antrenat, trebuie să fie un pic agrenat și într-o competiție. Normal. Cluburile, cum era Gloria Buzău de divizia B, erau obligate să aibă 5 grupe de copii juniori, de la Republicani obligatoriu, în jos spre juniorii D, 5 grupe de copii. Noi acum, eu personal, tatăl meu fiind la juniorii Republicani A, la Gloria, așa, puțin forțat, că de 2 ani Gloria nu mai avea juniori mari și le-a băgat pe tata cu grupa lui de 99, i-a băgat să joace la juniori A. Eu, vorbind cu tata și cu câțiva părinți de acolo, am decis să începem antrenamentele împreună cu grupa mea de la LPS, așteptând acum să vedem ce se întâmplă cu ei. Ca să le oferiți, bănuiesc, un cadru cât de cât organizat. Să-i ajutăm fără nimic ascuns, adică financiar, sau se desființează Gloria și copiii rămân pe din afară, cei care vor să continue împreună cu mine la LPS încă un an de zile sau 2 ani, cât mai au juniorat, 2 ani de zile, ei că sunt 99, vin să joace sub sigla LPS-ului. Sorin, ce are de câștigat și ce are de pierdut orașul în contextul formării unui astfel de centru de excelență? Orașul pierde dacă nu se realizează, din punct de vedere și financiar, că vin niște bani de la Federația Română de Fotbal și infrastructura. Terenul de atletism nu se va realiza, pentru că nu se va moderniza niciodată, nici în următorii 10 ani, pentru că și proiectul de 5 milioane care a fost propus acum nu știu câți ani. În 2007. În 2007. Din 2007 n-a mai zis nimeni nimica de proiectul ăla. Da, copiii care au venit și s-au prezentat aici din toată țara vor pleca înapoi acasă. Fotbalul românesc nu va avea niciodată un viitor. Știu că astfel de centre erau pe lângă Buzău, mai erau menționate câteva orașe, gen Târgu Mureș, Timișoara, Bacău și parcă încă un oraș. Și Bacău și Alba Iulia. Ei bine, în contextul ăsta al centrelor de juniori, au fost, bine, centrele de juniori, până la urmă, centrul ăsta de excelență urmează un model. Un model, spunea cineva din cadrul federației, că e un model belgian.
în contextul legislației românești, înclin să cred mai degrabă că urmează modelul francez, pentru că la noi juniorii pleacă de la școala de fotbal către club pe grilă, așa se pleacă la noi. Adică în contextul, de asta spuneau, existau niște temeri că orașul ar putea câștiga. În contextul în care un fotbalist termină junioratul, el poate pleca pe, nu știu, 1000 de euro sau ceva de genul ăsta, 40 de milioane, cam câte grila unui junior? Depinde acum, se înmulțește cu un coeficient al federației, stabilit de, nu știu, să zic așa, se numește grila de formare, câți ani a activat, mulțit cu un da. Coeficient. Nu ce știu ce nu știe asta. Lumea în general și mai ales, nici nu e de știut până la urmă, UEFA a mai impus niște reglementări cu privire la prima de formare. Dacă, să zicem eu, Gică Vasile, mă transfer de la LPS la Metalul pe 1000 de euro, Metalul mă vinde apoi, să zicem, la Gloria Buzău pe 1 milion de euro, evident, suma este fantasmagorică, școala de fotbal care m-a format primește 1% la absolut fiecare transfer până când eu mă retrag. Dacă eu, Zlatan Ibrahimović, m-am transferat de la PSG la Manchester United pe 0 lei, Malmö FF, clubul care m-a format pe mine, Zlatan Ibrahimović, primește și el 0 lei, adică 5% din suma respectivă. Și vorbeam de francezi, am găsit aici, chiar am căutat astăzi, am găsit, francezii au inventat centra asta de excelență până în 1992, când i-au scos din grupă danezii și suedezii la campionatul european. Aveau super trup atunci, iar în 94 ei nu s-au calificat la mondialul din America. Și am găsit niște nume ale unor absolvenți de la Crelfontaine, printre care se numără, nu știu, așa, doar câteva nume, Thierry Henry, Nicolas Anelka, ieșiți de la, exact din centrul ăsta de excelență, Louis Saha, William Galas, Mangala sau Matuidi, care iată au reprezentat Franța. Ca să numă mulți, Debussy, care a fost de asemenea în lotul Franței, și mulți, mulți alții. Evident, Clairefontaine a primit numai după Mangala, de exemplu, a primit o primă de formare, a primit niște bani în momentul transferului către FC Porto, iar apoi a primit o mare parte din cei 40 de milioane pe care i-a dat City lui Porto. Iată că se pot face bani și cu un astfel de centru de excelență, centru de formare, cum se numește, nici nu știm cum să-i mai spunem. Nu, eu văd în primul rând bine pentru copii. E un alt fel de organizare, o să vadă și un alt nivel, bănuiesc că cei de la antrenorii federali o să vină cu idei. Noi suntem pe lângă ei, eu cel puțin, dacă aș fi acolo, aș avea multe de învățat de la un antrenor federal și mi-ar place să învăț. Eu, din punctul ăsta de vedere, sunt partizanul definitivării proiectului ăsta la Buzău. În primul rând, o să vină cu o infrastructură care o să rămână în continuare a buzoienilor, că bănuiesc că odată făcut terenul ăla n-o să... Că durează centru, un an, doi, trei, cinci, după aia rămâne al buzoienului terenul respectiv. Da, interesant este de aflat dacă este stipulată în acte și perioada pe care va funcționa centru, dar de asemenea și cum și cât vor contribui Consiliul Local Municipal și Consiliul Județean. Clauzele acestei înțelegeri, acestui contract, le știu numai cei care l-au semnat. Ar fi interesant să ajungă și la noi la presă, să fie făcut public. Și poate ne vom... Eu cred că este public, din moment ce se va sta la o instituție sub egida Ministerului, toți banii or să fie vizibili, legali, adică condițiile de la hotelul nostru, la câte cazarea și masa pe zi, cred că sunt făcute publice și toată lumea are acces la aceste sume. Nu știu dacă problema ar trebui să fie banul în primul rând. Da, în primul rând ar trebui să fie să zicem formarea unei baze de selecții. Copiilor, viitorul fotbalului românesc. Tot vorbim că nu avem centre, că nu avem bani, că nu avem copii, că eu spun că în ultimul an și chiar și la Buzău aici și cu centrele de cu cluburile private și noi la LPS și la Gloria chiar au fost. Dacă stau așa să-i adun, cred că sunt
Nu știu dacă exagerez, cred că sunt 600-700 de copii la toate centrele astea și cluburile private și la Gloria și la LPS. Toată lumea, cât de ce nu facem, cât de ce acum se încearcă ceva să se facă. Da, eu mă gândesc că problema banilor și problema acestei investiții a fost ridicată și în contextul unei situații precare din visteria primăriei. Pentru că am auzit imediat după ce edilul șef Constantin Toma a venit la Palatul Comunal, toată lumea se plânge că fondurile au fost devalizate. Ei, în contextul unei penurii și eu m-aș plânge sau m-aș gândi de două ori. Dacă domnule merită deocamdată pe moment să, cum zice românul, să arăm cu banii pe fereastră și să investesc sau să mai asfaltez o stradă sau eu știu o canalizare. Da. Avem un telefon. Bună seara, stați în direct. Bună seara. Vă salut. Vă salut și eu. Sunt foarte multe de spus în legătură cu Gloria și sincer îmi pare rău pentru acest oraș, pentru clubul ăsta și o să ajungem exact cum a ajuns și Portul, cum a ajuns și Urziceniu, cum a ajuns și Oțelul și foarte multe echipe din România. Și Rapidul. Sincer, ne doare sufletul când vedem așa ceva, dar... Mai nou și Rapidul, spune colegul meu Sorin Pete de la Sport. Da, din păcate e o situație, în general se ajunge aici din cauza că fotbalul românesc nu produce. Adică trebuie să înțelegem, în momentul în care ieșim într-o economie de piață, nu putem, orice entitate sportivă nu se poate alimenta numai din fondurile venite de la primărie. Să avem pardon aici. Și aici înțelegem oarecum falimentul ăsta în masă al cluburilor românești. Merchandising-ul, produsele pe care le oferă clubul, nu numai de jucători vorbim, fotbalul nu aduce bani. Să știți că echipe dau faliment și în vest. Bunăoară Interul, Inter Milanul este în prag de faliment. AC Milan este în prag de faliment. Exemple. Vorbim strict de alte situații, dar vorbim strict de situația noastră care e. Păi am dat faliment, nu vă spuneți, am dat faliment pentru că n-au venit la timp banii de la primărie. Punct. Ei, au fost niște orgolii acolo la primărie. Fiecare a vrut să-și plătească niște poliție înainte de a pleca de acolo. E posibil, dar eu mă întreb, și eu vă întreb pe dumneavoastră, de ce un club de talia Gloriei, un club, și o să dezbatem chiar într-o emisiune viitoare chestia asta, de ce un club trebuie să trăiască exclusiv din banii municipalității, din banii statului? Păi haideți să vedem, uitați, ați văzut cum, luăm exemplu Barcelona, să știți că nu trăiește numai din Socios. Barcelona mai are niște sponsori colaterali, de exemplu Nike a semnat acum un contract, îi dă 100 de milioane de euro pe an. Păi că, bun, noi nu ne permitem, nu să semnăm asemenea contracte, că suntem un oraș mic, o echipă mică, fără nicio valoare. Dar, strict ne gândim, ia gândiți-vă, în 2007, când jucam cu Timișoara și era stadionul plin. Ok, sunt de acord cu dumneavoastră, dar... Aici e vorba de faptul, eu m-am referit, trebuie să producem și noi ceva și trebuie să oferim. Mai întâi oferi un produs și apoi cer bani. Nu avem ce să vă spun sincer. Deci strict vorbind de Gloria, vă spun sincer, spun cu tristețe, echipa asta nu o să mai fie. O să rămână așa, știți că aveam și noi Gloria odată și juca. Da, din păcate aici trebuie să vă dau dreptate. Spuneți-ne însă ce părere aveți despre centrele astea de excelență și despre concepția de centru de excelență pentru formare. Da, e o idee foarte bună. E o idee foarte bună, am o părere foarte bună, dar tot la fel. Ce facem? Îi creștem, îi facem mari ca să joace în afară, nu pentru noi. Să-i vindem măcar. Sau să furnizeze materie primă, dacă pot spune așa, fotbaliști către divizionarele buzoiene în primă instanță. Către un, de exemplu, uite acum, Berca a promovat în Liga a 3-a. Da, dar acum, strict vorbind, noi nu avem problemă, nu avem treabă cu Berca. Vreau ca măcar ce mai e aici aparține de Buzău, cum a zis și invitată dumneavoastră, să facă un satelit măcar al Buzăului, să fie ceva, să plecăm din Liga 5. Da, nu, se aud vorbe, să știți, deocamdată nu este nimic concret, aici vă dau și o veste bună. De fapt, se tot vehiculează de vreo două săptămâni că autoritățile buzoiene și-ar face echipă, că vor să înscrie, dar exact cum a spus și dumneavoastră, dintr-o ligă inferioară, ca să facă totul legal. Când și cum se va realiza asta, vom fi primii care vă vor da de știre. Alte întrebări mai aveți pentru invitații noștri? Nu, mulțumesc frumos! Mulțumim și noi! Urmăriți-ne în a doua parte a emisiunii
Aveți o concluzie despre centrul ăsta de excelență înainte de toate? Sorin, tu ai zis că sunt bune. Da, foarte bune. Romeo, fiind implicat în fenomen, zice că toți sunt bune. Domnul a zis că sunt bune, nu știu ce părere aveți voi. Eu mă abțin, pentru că modelul este bun, spun de la început că modelul este foarte bun, gen Claire Fontaine, dar pe de altă parte Claire Fontaine este administrat de domnul Gerard Houllier. Pentru cunoscătorii de fotbal, fostul antrenor al lui Liverpool. Acolo selecția se face super riguros. Vom trăi și vom vedea cum vor funcționa aceste centre și la noi în România, pe ce principii, după ce principii se vor ghida ele și ce fotbaliști vor scoate. În criza asta de fotbal însă din România, parcă aș fi dispus să accept orice soluție, numai să fie bine, ca să nu fie rău, ca să cităm alt clasic. Ne vedem după publicitate cu aventura echipelor românești în cupele europene. O să vedem și ce au zis buzoienii și ce părere au ei despre șansa echipelor din România de a trece de tururile preliminare. Publicitate.